numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Am să vă mai spun o dată la mulți ani, pentru că nu sunt multe zile de când am mai îmbătrânit cu un an și am ajuns în situația în care anii merg în față. Că dacă vă gândeați, 1994 pare ceva... Și am ajuns la 2014. Nu se știe câți dintre noi vom ajunge la 2024. Poate cer eu prea mult, dar până atunci. Încă o dată la mulți ani, să vă dați Dumnezeu sănătate. Și știți urarea românească. Ce-mi doresc eu mie și la ai mei să aveți parte de mine. S-au terminat toate aceste sărbători închinate Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mai ales cu boboteaza și cu tăierea împrejur. Dar în deoseb, în pericopele evanghelice pe care le-ați auzit în această săptămână, este vorba întotdeauna despre botezul Mântuitorului Iisus Hristos. Cum s-au deschis cerurile, cum s-a mai arătat încă o dată Sfânta Treime în chip simbolic. Tatăl prin glas, Duhul Sfânt prin porumbel, Mântuitorul Iisus Hristos luându-și tergarul și pășind în apă și spunându-i Sfântului Ioan Botezătorul, lasă-te acum să plinim așa cum cere legea. Și vă amintiți că în una din pericopile evanghelice se mai spune la un moment dat că Mântuitorul Iisus Hristos, fiind într-o zi de sâmbătă în sinagogă, a primit de la rabin sulul pe care trebuia să-l citească, sau mai bine zis, acele pericope evanghelice pe care noi le citim astăzi, dar să nu credeți că cele de atunci erau cele care se citesc. Dar mă refer ca o mică comparație. Pericopa evanghelică care s-a citit astăzi este simbolic dată în Vechiul Testament prin acel sul pe care rabinul îl dădea celui care urma să citească. Deci acel sul nu cuprindea decât numai o parte din Talmudul sau din Tora care trebuia citită. Un fel de pericopă evanghelică. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos îi revine rolul de a citi acea pericopă evanghelică. Și vă amintiți ce spune acolo, da? Că m-a trimis Domnul Dumnezeu nostru ca să vindec cei neputincioși, să-i salvez pe cei bolnavi, să îndii morții și Duhul să se pogoare peste voi. Închide sulul evanghelic, închide sulul talmudic, îl dă rabinului și apoi se îndreaptă către locul lui undeva în partea dreaptă a templului. Toate privirile sunt ațintite către Mântuitorul Iisus Hristos, care atunci rostește, astăzi s-a plinit ceea ce s-a citit. Câți dintre cei care erau de față în momentul respectiv au înțeles că, de fapt, este, puțin spus, cea mai mare onoare să fie părtași la citirea pericopei talmudice de către însuși Mântuitorul Iisus Hristos? Câți dintre cei care au fost de față au înțeles momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos le spune astăzi s-a făcut... Se plinește ceea ce s-a citit în pericopa talmudică. Este începutul activității Mântuitorului Iisus Hristos, așa precum bine știți, care se săvârșește în acel moment. În momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos va citi în sinagogă pericopa talmudică, va începe activitatea lui. Și cum fiecare dintre noi lucrează sau are o oarece activitate, ca să nu spun că are două sau trei activități, că societatea te împinge în această situație, în orice caz, fac o paranteză, trebuie să fim mândri. Am văzut o statistică, nu ne depășesc decât bulgarii la sărăcie. Noi suntem pe penultimul loc, bulgarii sunt pe ultimul loc, așa că putem să fim mândri, da? Nu suntem cei mai săraci. Și atunci, Mântuitorul Iisus Hristos are această activitate de propovăduire a Cuvântului lui Dumnezeu. În perioada lui în cât cea care a avut loc pe pământ, de 3 ani de zile cât a propovăduit, Mântuitorul Iisus Hristos a avut o triplă funcție sau o triplă activitate. În primul rând era arhiereu, era cel mai mare preot. Chiar dacă credincioșii sau cei din jur îi spuneau
marele profet care s-a ridicat dintre noi, sau știți cum spune evreii, profet mare ne-a ridicat nouă Elohim și iată am venit astăzi ca să facem și așa mai departe. În al doilea rând, era un învățător, pentru că răspândea cuvântul lui Dumnezeu. Răspândea cuvântul lui Dumnezeu, asemenea, spunându-le și apostolilor, mergeți și propovăduiți învățătura lui Dumnezeu la toate popoarele, botezându-le cu în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și nu, în ultimul rând, nu omite să le dea o învățătură. O învățătură care este extraordinar de importantă. Indiferent unde vă veți duce. În momentul în care vă veți fi primiți, scuturați praful picioarelor pe pragul acelei case. Tradus peste ani de zile, scuturatul prafului pe pragul picioarelor înseamnă anatematizare, adică aproape excluderea din biserică. De ce? Pentru că nu ai primit nu pe acei apostoli, ci cuvântul pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-a trimit prin acei apostoli. Acei apostoli nu cereau nimic, nu făceau altceva decât să facă datoria Mântuitorului Iisus Hristos de a fi prezent în casele celor cărora ei le exprimau cuvântul Mântuitorului, botezându-i, învățându-i, îndreptându-i, vindecându-i și așa mai departe. Sunt multe de spus despre activitatea Mântuitorului Iisus Hristos, iar dumneavoastră o știți mai bine decât mine de fiecare dată când auziți pericopele evanghelice. A vindecat cei 10 leproși, duminica viitoare. A înviat pe fica lui Iair sau pe copilul văduvei din Nain sau l-a înviat pe Lazar. A vindecat 2 orbi și 3 îndrăciți, a vindecat un orb, a vindecat un slăbănoc și așa mai departe. Am putea continua la nesfârșit cu ceea ce se spune în activitatea pe care desfășoară pe pământ Mântuitorul Iisus Hristos prin fapte. Și care sunt faptele? Toate aceste lucruri pe care le săvârșește înspre binele aproape lui Său. Înspre binele aproape lui Său? Care aproape? Toți suntem copiii lui Dumnezeu și frați ai Domnului nostru Iisus Hristos. Căci Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce, vă amintiți ce îi spune lui Ioan sau ce îi spune, mai bine zis, Sfintei Fecioare Marie? Femeie, iată Fiul tău! Deci fiul ei era în afară de cel care era pe cruce, toți cei care erau în jur. Nu neapărat numai apostolul Ioan, care era la picioarele crucii, plângându-l pe Mântuitorul Iisus Hristos. O să vină cât de curând întâmpinarea Domnului, când de dreptul Simeon, vă amintiți de dreptul Simeon, Mântuitorul Iisus Hristos, sau mai bine zis, Bunul Dumnezeu îi spune că nu va închide ochii până când nu-l va lua în brațe. Întâmpina la templu și știți mai bine ce se întâmplă. A început un nou an și mai ales au început, să ne spunem toate, ci să spunem multe speranțe pentru fiecare dintre noi, ca să se plinească ceea ce încercăm să facem. Să ne spunem chiar toate, că am fi absurd să spunem că toate se vor împlini. Dar să spunem că cele mai multe sau foarte multe se vor împlini. Multe vor rămâne în faza de incipiență. Și mai multe vor ajunge la jumătate și să spunem că nu se va împotmoli, ci va cere un timp de răgaz până la ca să ne facă din nou să sperăm și să credem în ceva, gândindu-ne că Mântuitorul Iisus Hristos ne va ajuta. Și nu în ultimul rând, am să vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați primit. Icoana v-a mulțumit, trebuie să vă mulțumesc cu botezul. Sunt inerente discuțiile care au loc. N-ați venit în ziua de 6, n-ați făcut că nu știu ce. N-are importanță. Am încercat să explic cât se poate de simplu. Pe o scară care avea 123 de apartamente și am spus 123 de apartamente cu 4 camere, cu 3 camere, cu 2 camere și cu garsonieră, să zicem că înseamnă 100 de case la țară. Dacă fac 100 de case la țară, mai rămân încă 200 pe care le termin în 2 zile sau într-o zi. Și dacă am terminat în perioada până în bobotează, pot să iau de la capăt să le mai fac o dată. Am încercat să explic. Nu știu câți dintre dumneavoastră, dintre cei care am încercat să le spun acest lucru, au vrut să înțeleagă. N-am să spun că au zis că părintele venea. Care părinte? Păi du-te și el pe părintele, dacă venea să vină părintele pe data de 6. Eu nu pot să fac
35 de blocuri cu câte 30 de apartamente, să nu zicem mai mult, în ziua de bobotează puteți să le și termin. Că dacă nu le termin, mă rog, n-are. Dar mai important și mai important este ceea ce mi-a spus, nu mie, ci nouă, mie și lui Dan, o femeie care avea, cât avea Dan, 80 și ceva de ani, care a zis, părinte, credeam că nu mai veniți. Și așa de rău mi-ar fi părut, pentru că nu vă primesc pe dumneavoastră, îl primesc pe Hristos. Și vreau să zic că, iertați-mi expresia, am înțepenit. Și m-am gândit că femeia are dreptate. Nu trebuie să vă uitați la haina mea sau la barba mea, că vin în casa dumneavoastră și încerc să vă explic. Știți că nu pot să ajung pe data de 6, că n-am cum. Am plecat cu botezul pe 28, 29, 30. Nu puteam să vin în ziua de 31, că e 31, nu? Nu pot să vin pe data de 1, că s-ar putea să spună, bă, dar nu sunt mai satul ăsta, vin și în ziua de 1 ianuarie ca să-i dau un cârnat sau mai știu eu ce. E jenant, e neplăcut, e nu știu. Încerc să fiu cât se poate de practic și să mă pun în pielea dumneavoastră. Pentru că foarte mulți, de ce să ne recunoaștem? Gândim așa, nu? Am venit, nu am venit pe data de 2, că era după 1 și iar e neplăcut. Și am venit pe 3, pe 4, pe 5. Pe 6 și pe 7 nu poți să te duci, că e bobotează. Nu cred că mulți vor fi încântați să-l vadă pe preot la ușă, deschizându-i ușa și să zică în Iordan, botezându-te, că e bobotează, e o sărbătoare, e un praznic. Dacă te duci de Sfânt Ion, zice, a venit că mă cheamă pe mine Ion. Cum să o mai dai? Nu mai știu. Cum o dai? Nu e bine. Dar să nu uitați ce a spus femeia aia. Credeam că nu mai vii și mă părăsește Hristos. Dumnezeu să vă ajute să vă ajute.